Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din seria asta minunată de Hexit 2, sezonul 2. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, îl aveți în descriere. Și hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Ei bine, tocmai ce m-am întors de la lutat. Ce înseamnă asta? Am fost și am făcut în direcția aia un mare turn dintre ăla cu golem deasupra și am luat tot. Efectiv, am cules tot. Și bineînțeles, ați văzut deja probabil că am o altă sabie care e mai praște decât cealaltă, dar în momentul în care mă luptam cu acel golem gigantic, s-a întâmplat ca el fiind enchantat să-mi arunce sabia, n-am idee unde, n-am mai găsit-o. A fost ciudat, așa că a trebuit să-mi fac alta din diamant, dar nu-i problemă. E ceva mai slabă, o să o enchantăm cât de curând și o să fie treaba bună. Probabil ați mai văzut câteva chestii. Chestia asta cum ar fi? Ei bine, asta nu e nimic special cu ea, e doar o scară făcută în cel mai înalt copac ce s-a generat aici în momentul în care plantam eu copăcei și m-am gândit eu că ar fi un punct bun de observație către viitorul rășel să tuc ce o să facem noi aici, nu știu exact ce o să facem, dar pe viitor o să fie ceva aici, având în vedere că e cel mai înalt punct din toată zona asta, bine, exceptând pe ăla care e deja pe un munte. Aici nu e un munte, dar e cel mai înalt punct și m-am gândit eu că o să fie foarte, foarte șmecher dacă aș face o scară de genul ăsta și să urcăm aici sus. Am făcut acoperiș la căsuța asta din copac, am pus ceva frunze să arate cumva. Nu i-am făcut pereți pentru că n-aș vrea să aibă pereți, vedem cum facem toată treaba asta să arate bine, dar cred că tot cu gard și chestii de genul ăsta n-aș vrea să-i fac pereți pentru că aș strica toată frumusețea căsuței în copac. Aș face chestii de genul ăsta mai degrabă care să arate cumva. Pe lângă chestia asta, asta voiam să vă arăt de fapt, la acel tower am găsit table upgrade-ul ăsta care mi-a mâncat zilele, cred că suntem la episodul 8 din această serie și să mor eu dacă nu, în 8 episoade nu am găsit chestia asta, a fost o durere mare în fund, ești nebun, n-ai cum. Table upgrade-ul, chestia pe care o așteptam de atât de mult timp. Avem aici o tablă normală, un enchanting table, și să-l facem upgradat, nu? Bam! Nu? Oh, ok, cred că era cu shift-ul, nu mai țin minte, cred că cu shift-ul. Bam! Și am transformat-o într-o tablă dintre asta foarte șmecheră. Acum că arată așa, putem să punem enchanturi pe orice vrem noi, pentru că sunt vizibili. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că pot să pun un sharpness mai bun cu levelele pe care le am deja. Un knockback, de exemplu, un fire aspect, bam! Și s-a cam dus, ok, am mai rămas 3 level și looting. Nu cred că am nevoie de looting, sincer să fiu, nu. Scoate-l de aici, 4 nivele. Da. Oricum, sunt foarte bucuros că am făcut rost. Acum trebuie doar să facem level și ne-am scos. Pe lângă chestia asta am mai găsit foarte multe lucruri interesante, cum ar fi aceste lămpi. Arată bine, doar că nu se potrivesc pe aici pe la noi, pentru că din simplu fapt că am folosit slab-uri și chestii de genul ăsta arată ciudățel și ele sunt albe simple. Glass item frame. Ok, asta e mișto, pentru că putem să punem chestii. Putem să punem aici, nu, ce vreau eu să pun aici. Pun toporul ăsta. Hai să punem toporul ăsta. Și arată cam așa, știi, se face invizibil, stă pur și simplu, nu e un item frame normal și arată interesant, ia uite, e mișto, nu? Eu zic că e foarte mișto. Avem ceva armură, cărți enchantate, dar pe lângă chestiile astea am folosit cu mare răbdare și cu foarte multă ușurință aceste chesturi. Și o să pun unul jos prima oară. Hai să vedem ce avem în el. Ok, astea le-a cules el în timp ce spărgeam eu chesturile pe acolo. Avem un water spring dintre ăsta infinit, încă un tort, un monoclu, ceva pereți decorativi foarte mișto, știu, îmi plac așa, dar nimic foarte, foarte wow la ăsta. Schimb, pereții ăștia chiar sunt mișto, sincer să fiu. Cred că putem să-i și folosim. Uite, de exemplu, pot să pun pereți dintre ăștia fix aici, uite așa, ceva de genul ăsta și arată cam așa. Eu zic că arată binișor, acum nu se potrivește cu mediul înconjurător foarte mult, dar arată binișor. Diamante, bine, avem un Cave Scorpion Helmet, asta e mișto, un Bull Helmet, asta e și mai mișto, un compas din natura, un Holy Grenade, ceva staff-uri, Iron Spear-ul ăsta nu mă interesează, dar e ok, trebuie să golim aceste chesturi și după aia să revin cu restul episodului, o să fie interesant. Băieți, sunt aici la ferma noastră de XP aici și vreau neapărat să fac rost de foarte, foarte mult XP
să pot face un arc enchantat, pentru că m-am săturat să mă bat de la apropiere cu sabia, e ciudată, da, o să fie o mare durere în fund, să spunem așa, așa că trebuie să stau ceva aici, să încerc să spawnez cât mai multe berries dintre astea de XP, să facem rost de foarte mult XP. Vreau să enchantez foarte mult, vreau să-mi fac un arc neapărat, pentru că chiar duc lipsă de un arc și poate de ce nu mai punem ceva enchantor pe armură. Așa că trebuie să stau aici puțin, facem rost de cât mai mult XP. Doamne, cred că am stat destul aici, mi se pare că am stat destul de mult timp, dar totuși am făcut rost de 44 de bucăți. E bine sau e rău? Oh, ok, ați văzut deja. Nu-s doar 44, sunt o grămadă, ești nebun. Ar trebui să facem o grămadă de level cu asta. Efectiv, numai ne uităm cum crește levelul. Efectiv, n-ai cum așa ceva. Oricum, nu cred că o să le folosesc pe toate acum, că mi se pare deplasat și că durează o grămadă de timp. Dar dacă îi încentăm, probabil după aia nu o să ne se mai pară chiar așa. Și cred că ar fi mai bine să folosim aceste levele, pentru că se încarcă mult mai ușor până la level 30. Și ar fi mai inteligent din partea mea să le folosesc acum, nu? Sau cred că nu e vreo diferență, nu mai știu exact, sincer să vă spun. Dar avem deja level 40 și nu am consumat nici jumătate din câte am avut, așa că putem să facem lejer un arc. Sunt 100% sigur că ar trebui să am un arc pe aici. Am un arc pe aici, te rog. N-am? Ok, deci n-am arc. O să iau 3 bucăți dintre astea, parcă 3 bucăți parcă erau, și bețe, o să iau niște bețe. De fapt, hai să vedem ce arcuri mai avem. Mamă, stai să vezi că avem arcuri din Seeker, Tribe. Mamă, dar ce arcuri avem. E, oricum, noi o să facem un arc normal momentan și poate pe parcurs o să facem update-uri și cu arcuri ceva mai puternice, zic eu. Acum vedem dacă funcționează, o să folosesc aceste bețe. E un bow normal, nimic pe rău, dar vreau să le încentez neapărat, vreau să-i pun Infinity. Asta e prima chestie, ești nebun, n-ai cum. Infinity, unde ești? Perfect, bam, l-am pus deja. Unbreaking, clar. Multishot, clar. Power maxim cât se poate. Punch Flame, așa, 26 de nivel. Hai că-l facem bine rău. Fără asta cred că nu mi-ajunge și de asta. Ăsta e singur enchant? E singur enchant pe care nu-l putem pune momentan, dar dacă vreau să-l pun, pot să-l pun după ce mai fac ceva level, ești nebun. Avem un arc super OP, băieți, n-ai cum așa ceva. Și cred că ar trebui să facem și noi un topor sau o chestie mai OP din Tinkers, de ce nu? Dar vedem, putem să mai punem pe armură, băieți, hai să facem și noi o armură mai puternică. Dar hai să o facem din mai multe bucăți, dar până nu găsesc ceva mai bun, n-are rost. O, 2 armură și ăsta e mai bine, ești nebun, n-ai cum așa ceva. Da, cred că o să încendez momentan în armura asta de diamant și trebuie să mergem să găsim și noi ceva, să ne batem cu cineva, că nu se mai poate, efectiv, am stat prea mult pe tușă. Lângă casa mea din copac, cea de acolo, se vede puțin printre copaci, avem aici un castel care, da, ne-a dat puțin bătăi de cap la început, pentru că nu eram pregătiți, dar acum mi-am făcut armura, chiar dacă n-am rămas cu foarte mult XP, nu mai contează, pentru că am o armură super puternică și acum în sfârșit pot să mă bat cu fraierii ăștia de aici de la castel, pentru că mi-au dat-o grav, ești nebun, chiar aruncau după mine când treceam pe lângă ei, dădeau cu săgeți, n-aveau nicio treabă, ești nebun. Uite cât s-au adunat pe acolo, deja am început. Partea mișto e că am multishot pe acest arc, asta înseamnă că pot lovi în 3 direcții sau 4, ceva de genul ăsta, hai să vedem în câte direcții, în vreo 3, nu? Oh, în 5 direcții, ești nebun, în 5 direcții pot lovi cu acest arc și uite ce bătaie le-am dat. Ia, fii atent ce moare asta. Am murit, ești nebun? Ok, a fost destul de puternic. Nu mă așteptam la asta. În 5 direcții, băieți, ca idee așa să vă faceți o idee, 5 săgeți lovesc un singur om dintre ăsta, un singur mob. Unii au super puteri și ceva mai puternici, dar nu mai contează. Da, cred că sunt pregătit să le rup capul, pe bune, sunt pregătit să le rup capul, efectiv, nici nu o să am ce face din ei, ești nebun? O să le rup capul grav. Ia uite ce am omorât pe fraier, uite că m-a rămas unul. Ia stai să vezi că ăsta e... Fac. Stai că mi-a aruncat arcul și nu mai stă așa șmecher fără arc. Nu mi l-a distrus, nu? Bine. Mama voastră de bagabonți, v-am dat mare sabie. O grămadă de gunoaie, ca idee, o grămadă de gunoaie. Ăsta a dat foc la toată pădurea, stai să vezi, ești nebun? Sau eu am dat foc? Nu, că de la ăstea nu iau foc, parcă e așa, țin minte, nu? Nu, doar de la... Ok, cred că nu trebuia să fac asta, băieți. Nu are unde să se extindă mai mult de atât, așa că nu mai contează. Intră mai să vedem ce e, nu-i nimic. Niște tabloaie. Dacă mă aude cineva, spune că vorbesc la cel mai serios mod, dar de fapt e la vrăjeală, vă dați seama. Ok, uite, mamă, dar ce dau băieții. Dar nu înțeleg de ce fiecare
un cabweb dintre asta sau de la un encean de la mine, îmi iau cabwebul ăla sau care e faza, oricum le-am rupt capul. E foarte easy pentru că 5 săgeți, adică mai mult de atât n-am ce să vă zic, 5 săgeți care pleacă direct către un mob, n-are nicio șansă efectiv, n-au nicio șansă mobii ăștia oricât de puternici, o fac, am plecat băieți. Hai să vedem ce mai este pe aici. Jos acolo nu e cea mai bună ascunzătoare, să spunem așa. Uite, mai avem una aici, salut. De ce nu pot să-l lovesc pe fraier? Stai să vezi că vin și ăștia, că îi aud cum vin, ești nebun. I-am auzit cum au intrat aici înăuntru. Vin către mine, ești nebun? Stai să vezi, stai să vezi. Unde sunteți fraierilor, că v-am auzit când ați intrat aici? O, dar ce, de ce tot pune cabuiebul ăsta că mă sparge? Așa au băgat ăștia nou update, uite, iar a pus, vezi? Așa au băgat ei nou update, treaba asta cu cabuiebul e foarte enervant, sincer să vă spun. Ia uite că stă un fraier acolo, un scheleton. Are, stă pe tron, băiatul, n-ai treabă. Uite și iar, e din cauza arcului meu. Nu văd ceva de genul ăsta, de ce tot îmi bagă cabuiebul ăsta? Stai să vezi că mi-a dropat. Nu mi-a dropat nimic. Uite, iar. Ei sunt toți așa enchantați. Dar știți de ce? Cred că sunt pe hard. Da, e posibil din cauza asta că sunt pe hard și din cauza asta e ceva mai complicată treaba. Dar nu e imposibilă. Am arcul ăsta super OP, sunt foarte mulțumit. O să le rup capul în continuare. Mamă, dar ce-mi place când dă câte 5 săgeți. Efectiv n-am cum, mă, cred. Te rog, pleacă de aici. Așa. A, e puțin enervant, trebuie să recunosc, e puțin enervant, te cam seacă așa de nervi, dar doar puțin. Uite, ăsta de exemplu iar mi-a pus cabweb, ăsta la fel, ăsta micu, du-te. One shot, efectiv le dau one shot la fraier, dar de ce nu-l găsesc pe fraierul ăsta de aici? O să ajung la țestoasă și eu nu l-am găsit pe fraierul ăsta, uite că avem aici mare spawner. Oh, tare, tare, un chest cu chestii. Da, mă așteptam să fie chesturi cu chestii ca idee. Nu știu de ce cu fraierul ăsta care e închis aici pe nedrept. Are și el mare enchant pe el, dar i-am dat mare. Uite cum stau săgețile mele, ești nebune. Uite cum se înfing în pereți, ești nebune. 5 săgeți deodată, n-ai cum, efectiv. Cel mai OP arc pe care l-am avut eu vreodată. Stai să vezi că am dat de fraierul ăla, ești nebun. Stai că am dat de el și mai am și cabuiebul ăsta foarte... Mă lăsați? L-am văzut, jur că l-am văzut, a spawnat pe jos chestii. Ce e asta? Un werewolf aici? Dar de ce e un werewolf aici? Păi, eu cred că mă dau înapoi pe normal. Ah, stai că au dispărut dacă mă dau pe normal. Stai că mă împung ăștia, mă împung ăștia. Mamă, dar cred că mi-o iau, băieți. Cred că mi-o iau. Să mor eu dacă nu vin dintre ăștia invizibil și uite ce am făcut aici, dar cred că mi-o iau grav. Tot spawnează cabweb-uri dintre astea și sincer mă blochez în ele și efectiv nu mai am ce mai face, mai mult de atât. Asta e tot. Dar l-am văzut pe ăla că s-a spawnat aici și nu înțeleg unde s-a dus acum. Cum îl cheamă? Că e un evoker sau ceva de genul ăsta este. În ei vreau să dau până mă deblochez eu din acest cabweb. Două, ești nebun, mi-au pus două ca să-mi ajungă, știi? Aaa, ce enervantă e. Ce ochi roșii iau, ești nebun, cum se vedeau în întuneric cu ochii ăștia. Bine că e bine, ești nebun, am mare arc, super enchantat, super OP. Dar lasă-mă, mă, dar ce enervante sunt astea. Eu cred că am făcut eu un enchant ceva la chestia asta și îmi dă cabwebul ăla sau ceva. Nu înțeleg de ce mă încurc atât de mult. Sau ei sunt, au, dar toți au enchantul ăsta pe ei. Toți, efectiv toți, ăștia și... Mamă, dar ăsta trebuie să-i dau? Ok, ok, sunt din ce în ce mai puternici, băieți. Nu știu dacă o să mai facem față când vine vorba de ceva mai multă putere. Ia uite cum vin, iar m-au blocat. Nu, ei mă blochează. Nu e nimic, eu n-am tras în ei și ei mă blochează. Ia, fii atent, fii atent. Le văd doar ochii roșii acolo, în depărtare. Hai că i-am omorât. Nu știu dacă pe toți, dar o parte din ei sigur au murit aici. Hă? 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 Hai că e bine, suntem bine. Oh, oh, am ajuns la fraierul nostru, Evoker, parcă se cheamă, nu? Spawnează scheletoni dintre ăștia, dar nu mă impresionează. A, uite-le acolo, uite-le acolo, alchemist. Ok, asta a fost tot? Eu cred că nu asta e tot, eu cred că în primul rând l-am omorât pe ăla. L-am omorât pe alchemistul ăla. Totuși n-a dispărut bara aia de sus de acolo. Eu cred că nu s-a încheiat toată șmecheria aici. Mai este puțin, băieți. Ăsta mi-a dat poison. Aha, aha, ok, ok, am dat de o cameră. Dar stai că am mai făcut eu dintre astea. Nu mai știu combinația, dar jur că le trag pe, știi ceva, trec direct prin zid, deci nebun, nu mai bat cap. Și am ajuns la iar la fraier dintre ăștia care se învârt. Mamă, dar ce e aici? Mă lăsați puțin. Ok, ok, nu știu dacă voi vedeți ceva, pentru că nici eu nu prea văd în momentul de față, dar o să încerc să vă arăt cât de mult posibil, că n-am cum, efectiv n-am cum, mă blochează în halul ăsta și nu prea am ce faci. Uite-l pe fraier, uite-l pe fraier.
Mamă, 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 ce dă băiat. Fii atent ce sabie, ce sabie, auzi, ce, ce săgeți îți bagă în mufă. Fii atent, fii atent, vină încoa. Ai făcut întuneric să nu te mai văd. Dau în toate direcțiile să mor eu dacă te mint. Stai că nu mai știu cum, cum trebuia să-l omor. Trebuie să-i sparg ceva, pentru că are un fel de protecție în momentul de față. Și nu moare fraierul, mi se pare că nu. Mamă, dar ce luptă! Crâncenă! Eu am plecat puțin, băieți. Uite câte cabuieburi au spawnat, băieții. Și cel mai ciudat e că ei nu se blochează în cabuieburile astea, știi? Uite că ăla se regenerează, fraierul. Ia uite ce am făcut aici, nu se mai cunoaște, nu se mai înțeleg care sunt scheletoni, cu cine mă lupt, necromancerul, unde îi, că nu-l mai vede nimeni. Hai că scoate dintre alea din pământ. Și se regenerează dacă nu... Mamă, dar ce îmi spawnează chestii de astea? Cum să mă bat cu el în halul ăsta? Cum să mă bat cu el dacă... Wow, fuck. El avea o chestie, parcă, nu? Pe care o spawna pe aici, pe undeva, o chestie de protecție, ceva de genul ăsta. Oricum am plecat. A, dar vine după mine, eu am crezut că am scăpat de el, dar... Uite, vezi cum îmi spawnează. Dacă m-a prins aici, băieți, cam asta, asta că am zis cu, cu șmecheria. Trebuie să dau mai mult damage și să scap naiba de cabuieburile astea, că nu mai scap de ele, mamă, dar ce... Am folosit toate torțele posibile și imposibile, n-ai cum așa ceva, nici nu se mai vede, am tras toate săgețile din lume, noroc, noroc că am infinite pe arc și... Fac, nu mai văd nimic, ești nebun? M-am dus în față, nu știu ce am făcut, nici nu știu câtă viață are. Eu cred că arcul nu prea îi face mare brânzălul ăsta, că... Îi trag cu 5 săgeți și nu mai moare odată, ești nebun? Și-mi și spawnează foarte multe dintre astea. Și tu-s mama mătii în gură. Bagamaș gura ta. Te-am prins la colț. L-am omorât, băieți, l-am omorât. Ai de viața mea cât mi-am mâncat din viața asta aici cât am stat cu el. Vai de viața mea, uite ce am făcut pe aici cu săgeți. N-ai văzut așa ceva, nici nu mai pot ieși pe aici, nu mai văd absolut nimic, ești nebun. Vai de viața mea, uite ce-i pe aici. Cam atât cu episodul de astăzi. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. A fost unul foarte, foarte dificil. Nu mă așteptam, oricum murea mai repede cu sabia, dar chiar nu mă așteptam să fie atât de dificil. Ne vedem în clipul următor. Bine. Trebuie să mă mai bat cu vaca asta. Ok. De ce arată așa scheletonul ăsta? Ok, gata, am câștigat. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri, pentru că nu știu dacă vedeți, dar eu nu mai fac față, efectiv nu mai am cum. E mult prea mult, ești nebun, n-ai cum. Și cred că pe undeva prin zona asta e și broasca aia, nu-i așa? Ai de viața mea, uite broasca, băieți. Stai că mă aruncă și broasca acum. Sau nu-i de la broască, eu zic că e un encean ceva. Stai că m-a văzut și asta. Eu zic că e un encean ceva, băieți, că nu văd. A? A? Am prins-o într-un moment prost? Mai de viața mea. Dacă aș putea să-i mai dau puțin damage, ar fi fost perfect, dar se regenerează. În fine, ne vedem în clipul următor. Poate batem și broasca asta testoasă și nu mai e o butaie de la ea. Că na, uite, m-a prins deja. E clară treabă, băieți. S-a cam zis cu mine. V-am țucat. Pa!